ego. Cine este ego-ul Rodica? Cine este ego-ul Rodica? Nu, Rodica. Cine este ego-ul Rodica? Și nu există. Ok. Mai atunci am început. E ceva fictiv, nu există. N-are realitate. Cine l-a creat fictiv așa? Mintea, e proiectat. Că ar fi cineva. E o iluzie. I-a declarat? E o iluzie. Nu e niciodată. Și tu crezi în minciuni? Nu. Cine nu crede în minciuni? Cine este neliniștit în prezența Rodica? Ego-ul. A cui? A lui Rodica. Ce viclean ești? Cine e viclean? Ego-ul Rodica. Dar să vă că el e reprezentantul. Reprezintă. Ești bucuros cu... cu Rodica? Ce mai fericit! Că sunt cel mai deranjat, sufletul meu e cel mai fericit. Și tu cum ești? Eu? Deranjat. De ce te simți deranjat? Acum nu mai simt. Cine s-a simțit deranjat? Eguțul. Am înțeles. Și ce ai făcut atunci când ai simțit deranjat? Am reacționat. Ai luptat? Da. Continu? Nu, m-am oprit, că am văzut că n-am... că să fac în continuare. Da. Ți-e frică de ea? Nu. Nu se mai este frică? Nu. Ți-a fost? Nu. Că frica e în momentul când ai început, când crezi că pierzi ceva. O să stai mai mult timp la ea, câțiva ani? Nu. De ce? Și acum tot mintea e care intră în timp și creează mai mult sau mai puțin. Cine neagă? Creează. Creează timp. Scenariu. Înțeles, dar cine zice că nu... Și eu dacă mă cumplez pe suflet, nu mai am nici să stau. Eu nu să aleg. Și se schimbă linia temporală. Da. Știi când îți dai seama de lucrul acesta? Da, când nu mă accept, nu mă... Nu. Când Rodica nu te va mai ataca. S-a început să nu mai atace. Nu te mai atacă? Ce spune despre tine? Zice, dar ce blând și liniștit ești. Ai devenit blând și liniștit? Da, și eram și noi. Nu te-a văzut? De cine s-a schimbat? Ea. Nu, tu. Nu, eu eram același. Nu, tu îi dădeai o etichetă, îi puneai o etichetă negativă și ea reacționa la etichetă. Toți oamenii reacționează la etichetă, ei sunt divinul. Marius, dar el nu este reprezentantul masculinului? Este reprezentantul masculin, o corectează și el pe ea într-adevăr, dar are și el lecția lui proprie. Adică ea putea să fie corectoare din spațiul inimii, dar e probabil corectare din spațiul ego-ului. Ea corectoare pentru el, poate fi așa? Adică acționează dintr-un ego al ei, cumva, dar în orice interacțiune există o... pentru ambele părți. În situația asta, divinul îi arată lui Bogdan că are ego. Îi folosește ego ca să corecteze pe Rodica, dar dacă el nu avea ego, nu era persoana care să o corecteze. Da, și nu-l deranja. Am atras după vibrație. Și atunci asta e rezonanța. Da. Poftim? Și atunci asta e și în cuplu? Da, își dă seama bărbatul că este folosit de divin ca și corector? Își dă seama? Că nu înțelege asta. Depinde de nivelul de conștiință al bărbatului în povestea asta. Adică... că atunci dacă el înțelege așa cum a înțeles, uite, el pleacă. Adică nu mai are nevoie... Să nu mai văd niciun deranj, să fie acceptare. Da. Nu mai este un bun corector pentru Rodica și va căuta un alt corector care îl cheamă George. Ce ai învățat din această lecție cu Rodica? Cam ego. Ai ego? L-ai descoperit? Da. Știai că l-ai? Foarte puțin. E puțin. Am descoperit cârtina. Da. Ce ți se întâmpla la mașină mereu? Ce strică? E numărele. De câte ori mi s-a strigat? Nu, ce stricăciune ai pățit?
S-a stricat motorul, a trebuit să-l schimb. Și ai schimbat complet motorul? Da, complet. S-a rupt... de transmisie, ambreiajul... Toba. Mai pe evacuare, pe a lăsat. De ce car toate la mașina ta? Ce are mașina ta de toate camere? Atașament. Din ce cauza ai schimbat motorul? Ai luat un motor nou și tot s-a stricat. Și nu s-a mai stricat motorul, s-a stricat altcineva. Ce s-a mai stricat? Trebuie făcut o nouă, fiecare piesă. Da. Vezi ce exigente cu tine? Știi lucrurile acestea și trebuie să le aplici. Ideea că, într-adevăr, când crește nivelul de conștiință, chiar... Dar imediat mă îmbușește. Adică este imediat, numai... E la fracțiune de secundă se întoarce. Erai să faci accident? Da. De câte ori? O dată. Că după aia mi-am lăsat de exemplu. Înțeles. Cum ai pățit? Am avut un gând de critică de judecată sau o proiecție de un gen al tău pe viitor și acela a generat situația. De ce judecată? S-a învârtit mașina. De ce judecata este așa de gravă? Pentru că împărțim în bine și rău. Și care e consecința sau pedeapsa pentru judecată? Când nu ai energie subtilă, e moartea. Da. Deci faptul că ți s-a întâmplat cu mașina, te-ai învârtit pe loc și erai să intri, să te dai peste cap, e un avertisment foarte dur pentru tine. Tu nu mai ai voie să judeci. Deci încolo nu-ți mai permite. Și mie este foarte ușor când mă respect. Rămâi acolo. Deci este așa de greu să rămânem în poziție secundară? Că mereu suntem într-o funcă, în concurență. Vrem să fim cineva. Vrem să fim pe primul plan. Spune. Pentru că el este la un nivel foarte înalt. Să zic, sancțiunile vin imediat și drastic, radical, mult mai. Rapide. Dacă ar fi să fie de judecată, cred că ar fi un accident de mașină. Da, corect, așa. Dar nu e la toată lumea. Deci probabil la el se întâmplă pentru că e la un nivel destul de înalt și... Se întâmplă mai repede, nu? Cea cu... E foarte important să înțelegem că nu este un nivel înalt, jos, la stânga sau la dreapta. Este doar că noi ne-am regăsit cât de mult ne-am regăsit esența divină, cât de mult am parcurs acest proces de regăsire în interiorul nostru. Da? Și în momentul în care, practic, așa ne predăm conștiința noastră umană, conștiințe universale. Și de acolo, practic, ne vine și, cum să zic, nu e o sancțiune, este doar o corecție, pentru că acolo reglajele sunt foarte fine. Atențion. Și un pic, e o corecție că am creat un pic de disarmonie, dar la nivelul respectiv, disarmonia, amplitudinea e foarte mare și atunci, ca să se evite acest lucru, practic este corecție imediată. Și asta, de fapt, se întâmplă. Dar vă spun că omul nu vrea să devină o ființă divină, adică să se comporte ca o ființă divină, pentru că asta însuna să fie prost. Și nimeni nu vrea să fie prost. Fraier, dus cu pluta, dezinteresat de tot ceea ce este în jur. Nimeni nu vrea asta. Asta este condiția. Deci noi fugim de divinul din noi. Cu toate că am avea toate beneficiile posibile din lume. Viața noastră a devenit frumoasă, copiii ar fi sănătoși și am fi fericiți cu ei. Soțul n-ar mai putea să greșească și cu toate acestea nu vrem lucrul acesta. Noi alegem calea întotdeauna egotică. De ce? Pentru că am pierde lucrul cel mai prețios pentru noi, durerea. Pierdem suferința. Nu mai putem să fim deranjați de nimic. Identificarea noastră cu acest ego, care are nevoie de această energie. Energia pentru el este suferința. Și atunci el, pierzând teren, are și el nevoie, adică e partea lui. Dar în momentul în care integrăm și destructurăm complet ego și ajungem în această stare de neutralitate, nu mai, adică ego nu mai există ca structură, nu mai există. Și nu mai poți să fii nefericit. După care, ce mai poți tu să faci dacă nu mai ești nefericit? Deci, la un moment dat, nu-i vrem. Doi, întotdeauna vrem să fim nefericiți. Să nu ne meargă lucrurile bine.
Adică nouă ne-e frică de iubire? Da. Este cel mai periculos lucru în lume, este iubirea. Noi, când suntem identificați cu ego, ego-ul este frică de iubire. Dar noi dacă dăm un pas în spate și ne reconectăm cu esența noastră divină, noi suntem iubire, punct. Adică noi, noi manifestăm iubirea care suntem. Dar noi, pentru că suntem identificați 100% cu ego-ul, lui este frică de iubire pentru că este energia lui inversă. Adică el e cu suferința, cu ura, cu povestea și tot ce vine de aici. Și atunci nu are ce să facă, că nu e pentru el, e ca și cum i-ai da o travă iubirea. Și ce mai mult noi îl urâm pe Iisus și pe Dumnezeu. E ura, ura e continuă. Cum îți dai seama? Pe când ai ales ușor și plăcutul, nu ai ales pe Iisus. Iisus, practic, când a deci, venit ca... când nu ești Iisus, ești împotriva lui, îl urăști. Ca instrument de salvare a venit cu iubirea. El a zis, iubiți-vă unul pe altul, așa și eu m-am iubit pe voi. Deci, pentru el, deci iubirea. Noi în continuare alegem suferința. El ne-a zis, nu, care este iubirea? Asta e iubirea, asta sunteți voi, sunteți esențe divine, reveniți-vă în fire. Sunteți divinități, iubiți-vă unul pe altul. Și acum hai să luăm ce înseamnă iubire, înseamnă cedare, înseamnă acceptare, înseamnă dăruire, înseamnă frânare. Deci nouă nu ne place să fim iubire, pentru că percepem lucrul ăsta ca un lucru greu care ne produce o pagubă sau o pierdere și e dureros. Iisus a fi Iisus e dureros, când de fapt este salvarea noastră. Bogdan! Avem un nominat, mai să-l spun Rodica. Ce mai faci? Ce mai face Rodica? Nu știu, cum nu era așa. Da. Care este soluția ca să nu mai fugim așa de Iisus, de iubire? Care ar fi soluția? Să facem ce nu ne place. Facem ce nu ne place. Și cu etichetele ce facem? Le inversăm. Inversăm. Când zicem că e rău, e bine. Deci de fiecare dată e inversul. Când zic că ceva nu e bine, este exact pe dos. Nu e adevărat ce ne zicem niciodată, pentru că noi zicem că nu e bine cu un ego care nu are realitate de la sine, el nu există în sine și tot ce spune el este o minciună. Numai sufletul are realitate, el vine de dincolo și se întoarce acasă la el și numai el poate să spună adevărul. Dar sufletul întotdeauna zice că totul este perfect în fiecare clipă și nu există în lumea aceasta ceva care să nu fie el. Deci sufletul nu este nemulțumit de nimeni niciodată. Și toate vin de la el. Nu poți să spui cu mine ceva rău, că el nu este rău, el este perfect. Exact. Și în momentul în care zici că ceva nu este bine, îl acuzi pe Dumnezeu că nu știe ce face, ceea ce este absurd, în condițiile în care tot ce face el în fiecare clipă este perfect. Și noi zicem, vine ceva dureros și nu este bine, deci este un lucru rău, nu e adevărat. Ego-ul zice lucrul acesta, toate lucrurile de care zicem noi că sunt rele, sunt cele mai bune lucruri care se pot întâmpla, sunt vindecarea. Și nu pot fi respinse. Dacă le respingem, atunci vor veni sub o formă mult mai agresivă și până la urmă ne vor îngenunchea. Pentru că trebuie să ne îngenuncheze și să ne ducă în iubire orice ar fi. Și nu scapă nimeni niciodată, orice ar face și cât de deștept ar crede el că este, nu va fi. Până la urmă va fi îngenuncheat. Pentru că nu există decât iubirea și iubirea este forța supremă a Universului, dar iubirea înseamnă exact ceea ce nouă nu ne place. Dumnezeu este ce nu-ți place ție. Tot ce nu-ți place ție este divinul. Este iubirea și este Iisus. Și fugim de El tot timpul, de fiecare dată. Se vede asta de la stai jos, stai în picioare, mergi cu mașina, mergi pe jos. De aici se vede ce alegem noi. Noi întotdeauna alegem diavolul și mai niciodată nu alegem pe Dumnezeu. Și la sfârșitul zilei se poate lua un caiet și să pună cu plus și cu minus toate alegerile noastre și tot ceea ce pentru noi este un da la solicitări și un nu la satisfacție și la atracțiile vieții se adună acolo algebrei și ne dau ziua de mâine. Noi putem să știm clar cum va fi ziua de mâine după cum te comporți astăzi, după cum te porți astăzi. Pe de altă parte avem nevoie ca la sfârșitul zilei să avem înfrânare, adică restrângere mai multă decât satisfacție. Deci cu cât înfrânarea este mai mare, cu atât ziua următoare va fi o zi binecuvântată. Lucrul ăsta este recomandabil să se realizeze înaintea unor evenimente importante. De exemplu, te duci într-o excursie și ai nevoie să ajungi la destinație bine. Îți poți stabili ca face în așa fel încât drumul să fie fără probleme din comportamentul de astăzi. Dacă astăzi ai acumulat energie subtilă,
nu se poate întâmpla nimic rău. Deci cea mai mare putere a Universului se obține prin înfrânare, prin restrânge, pentru că face acel gol, în golul acela intră Dumnezeu și El te ocrotește. Dacă în noua lume nouă noi nu o să-L avem pe Divin, adică cantitatea de înfrânare, nu ne interesează care sunt regulile care o să fie, cât de presante o să fie ele și de chinuitoare pentru ego, nu ne interesează. Noi trebuie să avem spațiul acela cât mai mare, spațiul de abandon de sine cât mai mult, ca să putem să fim protejați. Noi nu avem niciun fel de salvare decât prezența Lui. Nu ne poate salva în noua lume nouă decât prezența Lui, ceea ce înseamnă un eu redus. Și asta se face foarte ușor, mereu să exersezi slujirea, acceptarea, cedarea, dăruirea, înfrânarea. Capacitatea de înfrânare este puterea de ascensiune în lumea de dincolo. Deci forța cu care tu te înfrânezi este o energie ascensională în lumea de dincolo. Noi am venit pentru lumea de dincolo, nu am venit pentru lumea aceasta, nici nu ne interesează, nu înseamnă nimic pentru noi. Noi ca suflet, eu când eram în lumea de dincolo, habar nu aveam că există așa ceva, este ceva nou, este doar o schimbare de peisaj, nu mă interesează nimic din lumea aceasta. Deci nu am venit pentru dincolo. Dacă atingi acest nivel în care devii dezinteresat, dus cu Pluta, de aerian, și păstrezi o distanță față de realitatea din jur și nu te pasionează maxim, atunci poți să urci. Deci nivelul de abandon de sine dă nivelul pe care îl vom avea, poziția pe care îl vom avea în lumea de dincolo. Pe de altă parte, vreau să spun că momentele conflictuale sunt vămi. Ne vom întâlni cu ele la ieșirea din corp și dacă sunt pe minus în care, adică în sensul că în locul respectiv am reacționat, ne-am luptat și ne-am apărat, ele sunt nescat drastic poziția pe care vom a ocupat dincolo. Să ajungi în lumea lui Ilie Cioară este foarte dramatic, este groaznic. Acolo este multă suferință și toate nemulțumirile, criticile și acuzațiile noastre sunt în lumea aceea o combustie internă, un foc. Un foc care te arde din interior și nu ai ce să faci, nu ai unde să fugi și nu vezi nicio soluție. Depinzi de Divin, care îți va da din față încercări ca să ți-l stingă. Dacă te lupți și te aperi și nu înțelegi că scopul este să stingă acest foc și te împotrivești, atunci el se amplifică. Este ca și când ai pune paie pe foc. Deci noi mai trebuie să fim atenți să ne comportăm ca o ființă cerului pe pământ, care e dezinteresată de a avea, de a câștiga, de a obține un profit, de a avea dreptate, de a căuta un bine pentru sine, pentru că noi când căutăm un bine, acest sine este de fapt ego-ul. E diavolul. Noi căutăm întotdeauna un bine pentru diavol, nu pentru ființa divină. Ființa divină este dezinteresată de toate. Nu e interesată să câștige, nu vrea nimic mai mult decât are. Toată omenirea merge spre mai mult în condițiile în care Dumnezeu este cel mai puțin. Va pierde omenirea care urmează, va pierde foarte mult, până în momentul în care își va da seama că lucrurile pe care le-a prețuit foarte mult nu înseamnă nimic. Și lucrurile astea se întâmplă în momentul în care sunt conflagrații mari, atunci sau fenomene naturale extreme. Aceste fenomene, noi le chemăm acum, au rolul de a-ți lua tot ceea ce prețuiești tu mai mult. În momentul în care nu vei mai avea nimic, atunci sufletul tău va fi fericit. Exact cum spun stăpânii la lume, vi le vom lua pe toate, nu veți mai avea nimic și veți fi fericiți. Noi am creat această situație, neomarxismul acesta este creat de lăcomia noastră. Noi suntem stăpânii la lume care sunt sus acolo și nu trebuie decât să renunțăm la această lăcomie și atunci ei vor dispărea ca și când nu ar fi fost. Și se poate face asta chiar repede. Dar nu poți să convingi mase mari de oameni și din cauza aceasta va exista suferință un timp mare până când se vor deștepta aceștia mulți. Și salvarea este doar individuală până care atunci. Care e masa critică de oameni care ai nevoie? 5% plus 1. 50% plus 1. 50% plus 1. Puțin peste jumătate. Da. Altfel nu se mișcă nimic.
Noi putem în jurul nostru să schimbăm, da. Dar nu avem forță pe distanță mare. Noi cam cât avem? Poftim? Noi cam cât avem la nivelul țării noastre? Noi cam cât suntem? Că ai început totul deja să... Păi, câți au participat la referendumul pentru părinți? 3%. Din ăștia 3%, câți sunt practicanți? Sub 1%. Deci, imposibil de schimbat ceva. Asta este forța inerției cu care ne duceți pe un zid. Avem un zid în față, frâna de picior nu mai ne ține, frâna de motor nici atâta. Avem inerție, nu ne putem opri. Nu există oprire. Ar fi programe în spatele poporului român, acelea de care discutam noi, că poporul român a fost construit pentru urcare și este un popor mascat, încă nu și-a arătat fața, nu s-au împlinit condițiile ca să-și arată fața, el își va arăta fața în situație extremă. Atunci vom simți să ne unim unii cu alții. Așa, acest lucru s-a întâmplat în 77. 1977, la cutremur, în București, oamenii ieșiseră pe stradă, făceau mâncare unii pentru alții și se ajutau. Păi ce trebuie să vină cu tremur ca să te ajuți? Puteai să te ajuți dinainte. Nu o faci, te voi forța. Deci divinul te forțează. Prin toate fenomenele astea care zicem noi că sunt rele, sunt cele mai bune lucruri care se pot întâmpla, pentru că sunt singura soluție pe care Dumnezeu ne duce în iubire orice ar fi. Altă soluție nu e. Benevol nu vrem nimeni dintre noi. Și principala greșeală, așa cum am spus, este că punem etichetă negativă la ceea ce este, de fapt, salvarea noastră. Îi zicem răului, neplăcerii, durerii, suferinții, că era, când de fapt este chiar salvarea sufletului nostru. Deci în momentul în care noi avem drame personale, am pierdut pe cei dragi, avem pierderi financiare, am pierdut casa, ne-a luat totul, nu mai avem nimic, există boală, există durere pentru noi sau pentru cei apropiați, este lucrul cel mai bun care se poate întâmpla. Noi nu putem crede lucrul acesta, dar în modul acesta sufletul este salvat. Deci Dumnezeu distruge corpul într-o secundă, nici nu-l interesează, ca să salveze sufletul. Și trebuie să mereu să ne avem în minte lucrul acesta, deci el distruge corpul, nici nu-l interesează, ca să salveze sufletul. Asta înseamnă că dacă, spre exemplu, omul este egoist, orgolios, un om rău și se duce să facă operație, el își poate pierde viața imediat, pentru că orgolul este foarte mare în momentul în care își pierde corpul, sufletul este purificat. Deci noi avem nevoie de durere fizică ca de aer. Avem nevoie de pierdere ca de aer. Adică lucrul cel mai important este în viață cantitatea de pierdere să fie mai mare decât cantitatea de fericire pentru corp. Fericirea corpului este fericirea diavolului. Și noi nu suntem diavolul. Da. Nu suntem corpul. El este 0,5-2%, nu înseamnă nimic. Dar la persoanele care nu ajung la învățăturile dumneavoastră, nicio problemă. Se întâmplă o pierdere sau ceva, e pun pe seama altceva, nici de cum acea aruncă în afară. Da. Aruncă în afară cauza. Deci nu există cauze exterioare. Sunt cauze din noi, e invers. Eu știu, dar ei nu știu asta. Am înțeles. Și deci atunci noi putem să-i ajutăm sau să încercăm măcar, nu știu, să încercăm să le spunem. Cauza. Nu poți să, nu te ascultă. Nu te ascultă, nu înțelege, nu te aude. Nu te aude. Nu te vede, nu înțelege nimic, nu te ia în seamă. Singurul lucru care se poate face este schimbi tu și atunci ai schimbi și pe ei pe fundal. Bun, dar eu, de exemplu, n-am nicio treabă cu persoana respectivă, adică o aud întâmplător ce... Eu înțeleg, deci tu când ești schimbat, când ai intrat într-o cameră unde sunt din ăștia cu New Age, se schimbă toți. Am înțeles, chiar dacă eu... Pe o rază de 10 km, un om care este îmbunătățit sau este smerit, schimbă pe toți. Deci un om care este dus cu capul, adică prost, numai prostul poate are putere, prost din ordinea noastră, în modul nostru de a vedea lucrurile, că el nu se luptă pentru sine, nu face nimic, uite ăsta e prostul, ăsta își dă toate hainele de pe el, deci în sensul ăsta. Deci un om care este dezinteresat de materie, numai el poate să schimbă conjuncturile vieții tuturor. Deci să zic într-un oraș mic, ar fi 5 persoane suficient? 10 km atingi. Să schimbe pe o... Nu, să spună nimic.
Fără să spună nimic. Dacă în fruntea țării ar veni o persoană... Niciodată nu va veni. Niciodată nu va veni. Nu. Structura este piramidală, întotdeauna stăpâni la lume pun pe cei care au nevoie. Dacă ar fi o persoană foarte evoluată spiritual, ar influența poporul? Sigur că da, de sus în jos. Spre exemplu, directorul unei întreprinderi, dacă se nimerește să fie un om spiritual, se modifică structura întregii întreprinderi. De care înțelegeți? Toți devin spiritual. Nu mă bag în... analize din astea. Este clubul de la Roma. Fost. Nu contează, e tot clubul de la Roma. Și acum? Și atunci, Iisus, de ce nu a putut să-i schimbe pe cei care el lumină la cei care l-au răspuns? Păi din cauza asta nu putea să atingă masa critică. Pentru cei din jurul lui. Da. Nimeni nu vrea calea lui Iisus. Calea lui Iisus înseamnă să consider neplăcerile care îți vin din față un mare bine. Vindecare, un ajutor divin de neprețuit. Tot ceea ce este dureros pentru ego este cea mai mare fericire pentru suflet. Sfântul Ioan în gură de aur. Când trupul tău este bine și se bucură, sufletul tău își așteaptă pieirea. S-a terminat. Să-i schimbe pe ei, fiind el la... Toată lumea fuge de divin. A trebuit să-ți asumi, să te comporți ca Iisus și nimeni nu va să comporte ca Iisus. Acceptă un ritual ca să nu fie Iisus. Pentru că Iisus a distrus bunăstarea. Deci oamenii se duc, practic un ritual religios, dacă se întorc în bunăstarea lor, se apucă de afacerile lor și de dorință de a câștiga, de a schimba mașina cu o mașină mai frumoasă, de a-și face o casă mai mare, de a se plimba în toată lumea. Unde? Deci Iisus, ei nu au înțeles sensul. Deci ca să-L urmezi pe Iisus și să-L simți pe Iisus, trebuie să te poți ca Iisus. Dar ca să faci asta, trebuie să mișorezi posesiile, să nu le mai vrei. Pentru că posesii lumea de dincolo sunt greutăți la oricare. Ales, ai spus că un om învoluat schimbă pe rază de 10 km pe ceilalți. Ca prezență. Dar el nu poate să mențină foarte mult prezența respectivă. Deci încetul cu încetul, el stă acolo, oprește, s-a făcut experiență în Israel. A fost dus în teatre de operațiuni pe front. S-a oprit focul. Dar focul s-a oprit cât timp este el acolo și un timp, după care el nu scade. Pentru că nu poate nici el să susțină negativitatea care este foarte mare. Îl dobândește, îl cotropește, sau cum se zice. Îl consumă din energie. Îl stinge. Stinge lumânarea. Suntem în prezența ta. Când mă ziceți acasă, o lasă la capăt. Corect, da. Deci, certurile, repetițiile, repetițiile. Deci, băgăm iar un binar cu mărâs. Da, binarul trebuie pus zilnic. Păi asta este principiul. Da. Te menții în priză. Ți se repetă mereu. Da, acum... O imunizare, cum spune, sau îți crești făcând dăruind. Deci nu trebuie neapărat da. Un binar. Poți să dăruiești sau poți să iei prin asumare. Sau prin slujire se întărește sistemul imunitar. Așa e, Bogdan? Lasă femeile. Da. Acum binarele merg pe un rafinament, adică lucrurile sunt din ce în ce mai rafinate, spre profunzime și nici nu știu la ce nivel se va ajunge. Da. Probabil că la un moment dat vom tăcea că nu vom simți întregi, nu mai putem să spunem nimic. Dar deocamdată sunt 2000 de filme. Cine are timp să citească, să asculte 2000 de filme? Și ascultăm oricum este minunat, că le dăm seama da. Că avem de lucru. Pentru că eu acum stau și mă gândesc când mă duc acasă luni, cumva să întorc, că eu nu totdeauna pot să recunosc ce etichetă să pun pentru, cum i-a zis doamna, că a fost într-adevăr, aici m-am regăsit mai mult ca și judecată vis-a-vis de mama lui Dari. Și atunci eu trebuie să întorc ca să nu... De fiecare dată să ziceți că lucrurile sunt bine. Pentru că ego-ul zice că întotdeauna lucrurile nu sunt bune. Este o mamă perfectă. Este bine, dar trebuie să aduceți argument de ce este bine, că altfel nu se mișcă nimic. Pentru că îl iubești. Pentru că orice argument până obțineți o stare de evidență. Vi se pare evident că omul acela așa este și atunci nodul energetic se destramă. Da.
E foarte periculos să punem etichete negative. Etichetele negative se transformă prin repetiție, se materializează, se transformă în lovituri din față, care pot să însemne orice. Dureri fizice, boli, agresiuni, orice. Pierderi. Mama de Darin reflectă în interiorul dumneavoastră. Este ceva ce dumneavoastră nu acceptați. Nu acceptați pe ea că e așa. Și e o judecată. Deci întotdeauna nimeni nu se devine din afară. Când noi zicem că celălalt e de vină, e greșit, nu e adevărat. De fapt, ea s-a zis ca în altă parte să fie altfel. Joacă un rol de dumneavoastră ca să, exact cum ai zis și Georgeta, caută în interior și vezi ce anume din tine îți oglindește persoana respectivă. Da. Oamenii doar spun despre noi ceva. Pe de altă parte, nu sunt oameni, este numai Divinul. Deci nu există decât două persoane în univers, tu și Divinul. Deci toți din jurul tău sunt Divinul, pentru că lor le ia mintea la un moment dat și lucrează asupra ta corector, funcție de nivelul de atașare, detașare sau de orgoliu pe care îl avem. Deci toți oamenii lucrează corector. La cei mai puternici corectori sunt bărbații și copiii și apoi părinții. Da. Deci îi folosește pentru că sunt ai tăi și pentru tine este, contează modul lor de comportament. Pe de altă parte, mai este un lucru important, să nu iei niciodată lucrurile în mod personal. Adică să nu ataci persoana, numai diavolul atacă persoana. Deci dacă te surprinzi că spui că acela este vinovat și nu știe ce zice, nu e adevărat. Dacă ai făcut chestia asta, trebuie să te aștepți la o lovitură din partea acelei persoane sau alta, la serviciu sau oriunde pe stradă. Deci, după 10 secunde, deci dacă 10 secunde nu ai oprit atacul, va trebui să fii lovit. Deci noi trebuie să ne păzim de noi înșine. Dușmanul este noi, nu sunt oamenii. Și dușmanul principal este bunăstarea, binele nostru. Pentru noi că considerăm viața ca o continuă adăugare la corpul nostru și nu este asta. Noi întărim, de fapt, diavolul. Diavolul înseamnă binele propriu. Și nimeni nu spune lucrul acesta. Și toată lumea stimulează un bine pentru tine, o mașină mai mare, mai mulți bani și mai departe. Și lucrul acesta înseamnă distrugerea structurilor fine ale câmpurilor. Deci câmpurile noastre se distrug când materia devine importantă pentru noi. Se destramă. Și în momentul în care câmpul s-a destrămat, coincid cu destrămarea corpului. Corpul trebuie să moară ca să se salveze sufletul. În momentul în care corpul moare, structurile fine încep să se reordoneze. Dar nu scapă nimeni de poziția pe care o avea, va avea lumea de dincolo, dată de vâmi. Vamă ce este, orice supărare, orice conflict pe care îl ai cu cineva este o vamă. O vamă care este foarte puternică. Cu cât conflictul persistă în sufletul nostru și nu ne-am cerut iertare, ăla este bariera de a urca. Nu se poate urca, nu se poate trece la acel conflict. Trebuie să te împaci cu toți oamenii. Niciodată să nu lași un om cu care să ai un conflict. Să cer iertare față în față sau suficient tu în interiorul tău? Cel mai bine față în față. Și dacă persoana respectivă nu știe. Înseamnă că tu în sine mai trebuie să acumulezi energie subtilă, adică să slujești sac. Deci când te duci la el, trebuie să te duci cu energie subtilă, că altfel te va respinge. Și energia asta este o energie care se acumulează prin înfrânare sau dăruire. Deci mereu să nu rămâiești mai bine pentru tine niciodată. Zi de zi să rămâiești să ai cât mai mult sacrificiu de sine. Adică să nu-ți vrei binele corpului tău, să nu stai jos, să nu mergi cu mașina, adică să urmărești ca corpul tău să sufere. Pare ciudat. Adică numai în modul acesta, deci când corpul suferă, el se transformă în energie divină, subtilă. Deci nu ne interesează un bine pentru el, că atunci sufletul se mișurează, ego-ul crește și atrage neplăcere. Noi ne interesează să ne împuținăm tot timpul. Adică să nu ne fie bine pentru corp. E total credos. Lucrurile astea sunt spuse de mii de ani, peste 6.000 de ani, Tao Te Ching, toate scripturile, popoarele au pus la bază jertfa. Lucrurile acestea sunt știute foarte clar. Madame, dacă într-un conflict, într-o situație, cum să... Tu nu vezi la ea, de fapt, ce oglindește din tine? Nu te interesează, ai cedat. Deci asta e soluția. Păi e divinul acolo. Dacă eu nu înțeleg despre ceva,
trebuie totuși să înțeleg că este Divinul care corectează ceva din mine. Poate să nu știu ce din mine corectează, că eu zic că eu n-am făcut așa ceva. Mă uit la el și eu zic că nu sunt așa. Dar totuși reflectă ceva care este interiorul meu de la alții. Și singura soluție este, nu pot să scormonesc în trecut, să văd unde s-a întâmplat, că e complicat. Dacă ați fost, da, seama e bine. Că ai văzut că ea și-a dat seama unde a greșit cu judecata și a oprit judecata, s-a schimbat situația de viață. Dar real se schimbă. Deci toate situații de viață, când a apărut o dramă în viața ta, e ceva, o judecată, o critică de undeva. Și nu știi. Dacă nu știi, cedezi. Yes. E suficient de simplu. Exact. Îi dai victoria celuilalt. Și atât. E așa de simplu. Că zicea doamna avocat Firica, nu? Firuța. Spunea că nu venea să cred că eu pot să schimb pe băiatul meu fără să fac nimic. Deci cine ar putea să creadă? Că nimeni nu poate să creadă asta. Deci poți să schimbi pe soț, pe copii, pe oricine vrei tu, prin non-intervenție. Nu lupți, nu te apă. Mă refer când vine un conflict în față. Da, când e un conflict și deja ai reacționat pentru că oarecum o faci este... O e pe cocoașă în acea. Da, față. Știu. În momentul în care te retragi și dai seama că ai greșit sau mă rog, că... Este pentru viitor. Dacă ți-ai dat seama... Poți să te întorci în trecut și să... Nu schimbi, nu se schimbă. Faptul că ai înțeles diminuează din agresivitatea forții cu care vei fi lovit, dar doar așa, dar o vei primi. Și când o primești, dacă o accepti, atunci ai... Este mai ușor de acceptat, că nu va avea agresivitate mare. Deci dacă îți dai seama, după cele 10 secunde, ea tot va veni, dar își diminuează din forță. Chiar dacă îți pare rău și... Nu mai contează, ai dat drumul la ea, ea îți vine înapoi. E ca o bumerangă. De ce? Ca să nu mai faci altă dată lucrul ăsta. Spuneai că e o toleranță de 10 secunde. Este o toleranță de 10 secunde, ca să-ți dai seama. Eu am pățit chestia asta și e foarte periculos. Deci judecata, critica asta sunt cele mai periculoase. Pentru că forța cu care îți vine din față depășește judecata ta. Adică judecata ta poate să fie nevinovată, nu? Dar nu se lasă nimic neplătit. Și care e limita aia între a observa și a judeca? Păi s-ar putea să nu înțelegi. Și dacă nu înțelegi, stai tot timpul în starea asta de slujire a celorlalți în zero și atunci nu vei putea să judeci. Pentru că în momentul în care slujești pe celălalt, te oferi sau te supui lui sau faci ascultare, tu te unești cu el. Când te-ai unit cu el, nu mai poți să-l ataci. Ca să-l ataci, trebuie să faci o distanță. Și începi să împarți în bine și rău, ai făcut distanța și vrei să-l omori. Pe atunci... Pe judecata te aduce în neliniște. Și atunci simți că ești... Când observi și nu ai nicio reacție dintre... Nemulțumire. Exact. Când apără nemulțumirea, ești negoști. Ai devenit diavol. Da, eu am o liniște interioară care o am acolo, e așezată, e bine, dar reacționez câteodată. Vă pricepeți? L-a reacționat, da. Unde ați învățat? Din familie. Ați observat cum se face? Da. Și vreau să întreb încă, pentru copiii fiați, pentru că eu sunt un copil în fiat, cum funcționează? Sunt părinții naturali sau părinții care te-au crescut? Cei care te-au crescut. Se transferă totul. Ai luat programele lor. Dar cei care au crescut-o s-au încălcat de energie, nu? Nu înțeleg. Părinții, practicament, dacă ea îi înghiată, nu? Deci părinții ei, adoptivi, s-au încălcat de energie, nu? Cu ce energie? Prin faptul că și-au asumat să mă crească. Da, a fost un lucru că ai scos din ei iubire, dar ai luat și programele mamei. Da, mama întâmplător este chiar sora mamei, așa că... Ai luat programele mamei. A fost clar pe linia de feminină a familiei. Da, ai luat programele mamei. Eu mai având încă două surori. Da, și le execuți. Trebuie să te uiți la ele, ce nu-ți convine la ele, acele probleme le ai și tu, și nu-ți convine la alții. Adică programele care nu-ți plac la ele, la mamă, bunică, sunt programe care
Da, înțeles. Nu luăm doar programele mamei sau și ale tatălui? Numai mama, numai mama. Mama, maternă. Deci, peste 80% de programe vin de la mama. Deci a tatălui nu, sau bunicii? Are o influență, dar este foarte mică, 10-20%, conform nivelului de energie pe care are el. Nu e, este, nu. Deci bărbatul e folosit ca și corector de divin. Deci când femeia e corectată de bărbat, Dumnezeu o corectează. Deci femeia nu poate să zică nimic bărbatului, că se ia de Dumnezeu, se luptă direct cu Creatorul Universului și atunci o pățește. Nu există la femeie decât supunere, deci orice problemă din viața ei se rezolvă decât să intre în poziția de secundar. Să fie secundar. Și imediat situația se rezolvă de la sine. Adică ea să se retragă. Ea nu are voie, pentru că reacția înseamnă masculinitate. Orice răspuns, ripostă pe care o practică, se ridică împotriva lui Dumnezeu din bărbatul ei și o pățește în toate formele. Deci nu neapărat de la bărbatul, ei poate să o pățească de la părinți, de la copii, copiii poate să o înșele, să înșele așteptările, să îi se opună tot timpul, să nu mai vrea să învețe și face viața praf. Eu am o întrebare, deci eu sunt singură la părinți, înseamnă că eu pot să iau un program mamei mele și a bunicii și tatăl meu, înseamnă că nu mai are la cine să transmită? Tatăl nu transmite decât foarte puțin și nimeni nu-l ascultă. Nimeni nu le-a în seamă. Tată, sos, de obicei nu este luat în seamă. De aia el trebuie tot timpul puternicit, că el depinde de energia soției lui și dacă soția îl încurajează, îl stimulează, îl întărește, el atunci din 20% crește 30-40% și atunci crește în apreciere. Și femeia trebuie să facă asta o viață întreagă. Pe de altă parte, interesată, pentru că bărbatul puternic va putea după aceea îi întoarce înapoi grija care se numește dragoste. Ea așteaptă să fie iubită, dar iubită numai în modul acesta. Deci, iubirea bărbatului, iubirea din ea față de el. Dacă femeia nu-l iubește și nu are grijă de el și nu-l susține, el n-are ce să dea înapoi. Și femeia se plânge degeaba, că nu mă iubește, că dar tu l-ai iubit întâi. Și hai să luăm și problema cu iertare. Nu există iertare. Că nu poți să-l iezi pe celălalt pentru ceea ce ai făcut tu. Deci, întotdeauna este o problemă la tine că nu ai iubit suficient. Și din cauza asta oamenii decad, devin răi. Dar nu că sunt ei răi, ci tu nu i-ai alimentat cu iubire, cu dragoste. Și atunci ei decad. Și când răutate e un fel de strigă de ajutor. Ajutați-mă, scoateți-mă din starea în care sunt. Deci bărbatul depinde în mod absolut de femeie, de energia femeii. Care să iertă pe altcineva. Deci e o problemă, doar n-ai ce să iei la ei, că trebuie decât să scazi armele, să reduci, să te duci în poziție secundară. Deci nu, ei nu sunt de vină cu nimic niciodată, nu poți să-l acuzi pe cel din față și nu poți să nici să-i ceri iertare pentru ceea ce ai făcut tu. Deci totul pornește din tine. Deci noi avem probleme cu noi, nu cu ceilalți. Altă întrebare. Bogdan. Găr. Se pare? Da. De ce nu vrem să lăsăm oamenii în pace? De ce crezi că nu îi lăsăm în pace? Nu știu, da, aia trebuie. Și viața și pe oameni de sensul. Păi asta înseamnă iubirea. Iubirea înseamnă să dai libertate totală, să nu intervin niciodată, să nu vrei să corectezi și să-i lași așa greșiți cum sunt. Pentru că noi nu știm că în fața noastră este Dumnezeu și El se prezintă întotdeauna sub forma unui om greșit sau incorrect, nedrept. Deci acela e divinul, ceea ce este nedrept. Mai am o întrebare. Da. De ce nu mă lasă Rodica în pace? Din cauza asta. Din cauza asta. Cine e Rodica? Din Gregorul meu. De ce nu? Și cum scapi de ego-ul ăsta? Pe supărere. Și te supui tu lui Rodica? Ce? Vezi că încerc, are o anumită conotație. Da, nu mă încerc. Tu nu vei, te vei supune lui Rodica, divinul te va folosi ca să o corectezi, tu trebuie să te supui în afară. În viață, când ai viața în față,
și ai situații conflictuale, tu trebuie să cedezi. Acolo, acolo te încași tu, că energie subtilă. Îți vor veni. Ai zis că ai ego, pe care îl cheamă Rodica. Rodica ține locul soției, dacă ai avut soție. Păi nu, sperea că nu se mai soară Dumnezeu. Dacă nu-mi văd lecția cu Rodica, așa o să-mi lasă. Îți vine o altă Rodica, mai puternică. Nu trebuie să te supui Rodicării. Nu, că să știi că el este în situație periculoasă. Dacă nu înțelege lecția, se trezește cu o femeie, o fată, de care se îndrăgostește, ca să fie o Rodică la pătrat. Da, și nu-și dă seama că se îndrăgostește. După ce află. Deci tu trebuie să rezolvi problema cu ea, adică să fii îngăduitor, înțelegător. El cu ea? Da, el cu ea. Deocamdată, având ego, va fi folosit ca să o corecteze și cauza asta stă. Adică e un bun corector. Dacă nu este bun și blând, el va pleca, el va fi scos din zona respectivă și va duce un altul care să o corecteze cu ceea ce are ea nevoie. Ca să nu spun ce meserie o să aibă. Era fix că zice asta. Da, mă gândeam la asta. Altă întrebare. George, ai o întrebare? Loredana, hai că tu ai multe întrebări. Eu tot cu ego-ul, înțeleg, cu Rodica. Păi nu poate fi un bărbat corectat de femeie, nu? Și atunci? Corectat de viață, de alți bărbați. Și atunci nu Bogdan este corectat pentru Rodica? Da, este. Și atunci cum să fie el? Supus. În momentul în care viața îl îmbunează, el va fi bun și nu mai poate să fie un corector bun, îl scoate din acea regie și va aduce probabil un altul. Păi el ar trebui să fie ferm cu Rodica. Păi el va fi ferm cu Rodica atât cât are un orgoliu, un ego, că trebuie să aibă o forță. Deci Rodica e reglată prin ego-ul lui. Și atunci care-i problema la el? La el? Da. Sau la ea? Nu, la el. La el este că are încă ego. Că dacă n-ar avea ego, l-a scoate de acolo, din da, poziția fost... și nu ajunge la Rodica. N-ar fi fost el corector. N-ar fi fost corector. Ar fi perit altcineva. Da. Și asta e situația ideală pentru tine, că o să nimerești o femeie cum trebuie. Pe potriva nivelului tău de... înțelege. Deci Rodica e pețitoarea lui Bogdan. Este, da. Înseamnă că poți să-ți fii și tu însă-ți corectorul tău? El chiar a avut situații de genul acesta și într-adevăr i s-a arătat ceva ce este în el, nu? A avut situații de genul acesta. Spune-mi după aceea. Ce-ai spus? Înseamnă că poți să fii chiar tu însuți corectorul tău? Nu. Adică nu poți. E ca și cum un cutit care dacă ai învăț, ai un briceac și trebuie să faci o operație, o să te tai la suprafață, trebuie să vină unul din față să-ți facă operația, că tu singur nu poți să o faci. Să meargă problemă. Nu te poți corecta. Să nu faci. Dar totuși continui ca și cum să te pedepsești un singur, chiar dacă nu te pedepsești pe cineva din exterior. Nu, va apare durerea și te vei opri la suprafață. Că cu briceavul, cu bisturiu. Deci dacă e să te operezi pe tine, te vei opri în momentul în care apare durerea. Deci nu ești bun corector pentru tine. Decât un altul poate să-ți facă operație. Tu nu vei putea să-ți faci operație. Că asta a fost întrebarea, nu? Ce frumos e. Încă trebuie să te dau. Haideți. Mai am eu întrebare. Așa. De ce Rodica e nemulțumită de mine? Ce de mine face? Acum? Da. Buzi. Săptămâna trecută. A fost săptămâna trecută mulțumită de tine? Nemulțumită de tine. Da, și mă toată. De ce? Pentru că ego-ul tău e iritat.
Ego-ul tău se apără. Atâta timp va fi acolo apărare și luptă pentru adevărul tău, vei fi zdrobit din față. Faptul că mă simt deranjat. Faptul că te simți deranjat. Când nu te mai simți deranjat, nu te mai atacă rodica și nu mai ai nevoie să stai acolo. Și te va lua din zona aia. Te va duce la altă rodică. Da, că oamenii te cizelează, te șlefuiesc. De ce trebuie să mă duc la o femeie și nu la un bărbat? Da, te poate duce și la un bărbat. Sigur. Ea te deranjează. Ea te deranjează eficient. Adică te ajută foarte mult. Interesant. Gabriela, hai, pun niște o întrebare. Eu? Da, tu. Da. Mă gândeam acum dacă am fost și o corector pentru Rodica, că a fost ca o căpușă, mă scuzați că spun așa, ne-am trezit pe aici fără să o invite nimeni la sfera și dacă mi-a scris 100 de mesaje și eu tot i-am spus nu, Și astăzi iar a insistat să vină de nu știu câte ori și am spus nu din nou și când m-am trezit cu ea, deși spusese nu, i-am spus că este lipsită de bun simț. Cred că n-a auzit asta de la nimeni niciodată și nici eu n-am spus nimănui niciodată așa ceva. Da. Deci, Bogdan, nu știu cum. Tot prin tine a venit și a ajuns și la tabără și la... Facem un film despre Rodica. A, deci da. Rodica e personaj real. Am întrebat. Eu am crezut că e... Ai crezut că e un nume de cod, așa, de nume ce? Nu, lui se numea așa. Vezi, dacă nu vorbiți clar. Păi, mai așteptat. S-a mai găsătat episoade la noi. Aseară am discutat cu o prietenă de-a mea care a fost în multe tabere de-ale tale și ei se întâmplă. Cunoaște diferiți bărbați care o plac, îi dau întâlnire, se întâlnesc, ies de câteva ori și deși lasă senzația că o plac foarte mult și așa, după aia ei dispar din senin fără să-i spună nimic. De ce dispar bărbații în acest mod? Da. Eu i-am spus, dar la asta o dă și părerea ta. Da, pentru că orgoliu mare și le e frică, pentru că orgoliu mare înseamnă nesiguranță pentru ei și nu se pot baza pe ea. Și le va înșela așteptările la un anumit moment și nu au încredere. Adică ceva din ei le spune, îi traduce, da. Că ei poate nu judecă așa, da. Dar îi determină să facă chestia asta. Așa e că sufletul nostru citește. Citește automat, da, are un scanner acolo, o inteligență deosebită. Da, deci de la astăzi. E independent de minte. Da. Deci el are inteligența lui propria. Da, și atunci el citește sufletul tău, este câmpul. Da. Și ce să-i spun? Soluția ce? Să se zmărească? Da, asta trebuie ca să se încarce cu energie subtilă, pentru că bărbatul care vine din față, energia e subtilă. Bogdan, înțelegi? Da. Deci, femeia care vine spre tine este energia ta de restrângere. Și dacă ai energie, va veni o femeie cum trebuie. Dacă n-ai energie... Nu mai mănânc o săptămână, mă zboară de acolo. Nu. Divinul se uită la acea acțiune care este continuă la tine, este fermă și ești hotărât să faci numai la aia. Dacă tu îți faci restrângere doar acum ca să obții un rezultat, nu se pune. Adică să o faci poate la... Ca să găsesc o fată care să mă iubească și începi să te restrângi. Nu va veni. Vine o rodică. Sau vine o rodică, dar vine cineva care stă doar pasager cu tine. Pentru că pasager te-ai comportat tu. Tu trebuie să ai o atitudine care e fermă, este continuă, se uită la ea și numai aceea va aduce. Deci dacă ea este hotărâtă tot timpul să slujească toți bărbații și divinul vede această hotărâre fermă și fără întoarcere la ea, atunci va veni. Da.
Deci e vorba de energie subtilă, dar trebuie mereu să fii acolo prezentă. Să fii și tu... Pentru că situația ideală este construită de acea înfrânare continuă. Deci faptul că întâlnești un om care să te iubească, să te ocrotească, nu știu ce, este dat de hotărârea ta fermă și până la capăt de a îl sluji indiferent cum este el. Hotărârea aia îl va aduce pe om, pe prinț. Numai hotărârea aceea. Uite-te, spre exemplu, la fata babei, fata moșului. N-a făcut ceva deosebit. Decât la toate situații de viață care au venit în față, care sunt diferite, un cuptor, un păr, un câine și balaurii pădurii, i-a tratat în mod egal pe toți. Chiar dacă ei erau fioroși, balaurii pădurii, deci ea i-a tratat la fel. Și când a fost să aleagă cu furul, a ales pe cel mai mic. Deci mereu micșorarea. Dacă vede această hotărâre la ea, va primi un prinț. Dacă nu, va primi un broscoi. De-aștia care sare, de și da. Deci divinul sau sufletul se uită la hotărârea fermă. Da, și eu am spus, cred că e și din chestia asta, că îi place foarte mult să fie admirat, să fie... Și am spus că prin asta cred că pierde multă energie. Și doamna cu cei doi băieți, am uitat cum o cheamă. Eu? Da. Marilena. 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 Sunt din Franța? Da, Marilena. Marilena. Deci, situațiile se pot schimba foarte ușor, dar trebuie să vadă hotărârea definitivă până la capăt de a sluji bărbații și a nu mai vedea nimic rău în lume. Să nu mai judeca pe nimic. Adică să nu vă surprindeți că judecați pe cel de pe stradă. Vedeți pe... Uite ce urât e îmbrăcat. Uite femeia aia are părul roșu. N-aveți voie. Și când va vedea că vă opriți în toate situațiile de viață și trece, să zic, un an, doi de zile, dacă rezistați un an de zile să nu judecați pe nimeni, nu veți mai putea judeca niciodată și să-i serviți sau să-i slujiți pe bărbați, să nu vă împotriviți, să vă duceți pe poziție secundară și să vedeți cum se schimbă situațiile de viață. Deci vă trebuie într-un an și doi ani de zile de purtare în modul acesta. Se schimbă situațiile radicale, adică soarta se schimbă, dar numai așa se poate schimba. Trebuie oprită judecata, critica, că pe acolo se pierde energie subtilă și veți fi atacată. Deci dacă aveți o judecată cât de mică, cineva va trebui să vă dezamăgească, să vă atace. Imediat cea mai mică judecată, adică mi-am judecat un coleg, gata, mi-am luat-o. Deci vine plata imediat. Da. Asta e pentru că știi și nu aprieși Mariu? Nu, vine din atașamentul de plăcere. Deci, pe exemplu, dacă vă place, dacă dimineața vă faceți un kilogram de cafea și vă luați țigările și așa mai departe, plăcerea respectivă înseamnă disponibilitate de a judeca. Când se depășește necesitatea, omul imediat începe să judece, să critique, să gândească comparativ. Și am ținut două zile postul doar cu apă. În acele două zile n-am văzut nimic rău în jur. Deci n-am judecat pe nimeni, nu? Deci da, aveți dreptate. Și dacă schimbi judecata cu ceva, cu gândire pozitivă despre celălalt, adică ce frumos e, ce senin are ochii, perfect, sau ce... Nu numai, trebuie să-l vedeți perfect, perfect în ceea ce face și să acordați circunstanțe atenuante. Nu-i nimic, că și este omenește... Și mai departe. Circumstanțe atenuante. La tot, nu există nimic negativ. Dacă o propoziție este negativă și se termină într-o sentință, aia se transformă într-un atac din față. Deci cel mai periculos lucru. Nu trebuie să zici ceva în mod absolut, că omul acela, uite că poartă pantaloni roșii, nu îmi place de el, nu e în ordine, e un desfrânat. Dacă zici chestia aceasta și reprezintă o sentință, se va transforma într-un atac din față, exact în locul unde nu-ți convine, unde nu-ți place și când te doare mai tare. E efectul bumerangului. Deci nu, deci s-a dus 10 secunde, ai terminat-o. Vei fi lovit. Pentru că Dumnezeu vie astea, asta este, noi nu înțelegem. Ele, fiecare din oamenii pe care îi întâlnești, fiecare loc pe care calci, ele aerul pe care îl respiri, ele corpul tău, ele în toate situațiile posibile. Nu există ceva care să nu fie el. Și din cauza asta, când
noi intervenim cu eu nostru și zicem că ceva nu e bine, nu se poate că e armonia perfectă. Și îl atacăm pe el. Noi întotdeauna când atacăm un om, atacăm pe Creatorul Universului. Și nu ni se permite. Pentru că el trebuie să salveze viața și agresivitatea, dacă se acumulează prea mult, va trebui să fie oprită. O oprește până la nivelul de moarte. Deci noi ne putem pierde viața din această banală critică și judecată repetată. Ne pierdem viața. Nu se discută. Am eu o întrebare. Am o colegă, chiar de aici să mă întreb, am o colegă la care toate colegele merg și se destăinuie. Ai detectiv, intră la ea în birou și încep și își povestesc ofurile, ca să zic așa. E un bun ascultător. Da, e un om ascultător. Și chiar mi-a zis să întreb, oare de ce la ea toată lumea merge și... Păi ea nu deranjează, dar vrea să știe cum îi atrage, care e motivul pentru care îi atrage. E sugativă, e burete. Cum e? Burete. Preia. Burete, preia energia negativă. Și oamenii se simt atrași să varsă energia negativă. Cum de asta pentru ea e un lucru? Ea o metabolizează, o distruge. Deci ea o poate distruge? Păi are liniște. Am înțeles. Profundă. Dar și mie mi se întâmplă la serviciu. Da. Are o liniște atât de profundă care are puterea să schimbe negativitatea, să o... Deși ea zice că ardă. Înainte era un om mult mai bun și-o zis că acum ea nu se mai vede așa de bună ca și înainte. O zis că ceva în interiorul ei s-a schimbat. Da. Oare nu tocmai chestiile... Nu, a devenit mai bună, dar nu știe. În momentul în care zice că nu este atât de bună, a devenit smerită. Deci a atins un nivel de... au ajutat-o să atingă un nivel de smerenie mult mai profund. Bun, și am zis că, uite, de ce nu asculți și ce zice? O zic că nu poate despre noastră. Am zis, de ce nu asculți? Cât timp am stat eu lângă ea, de exemplu, ea i-a preluat acte. Și cât am stat eu lângă ea, i-am trimis un video, totul a fost liniște la ea. Deci nu au venit oamenii, s-au uitat liniștită. În momentul în care eu am ieșit pe ușă, atunci bluc o venit. Că chiar am întrebat-o, i-a reușit să vezi până la sfârșit? Nu. Zice, și chiar am înțeles că tu stai lângă mine, e liniște și pot să le urmăresc. Dar dacă în momentul în care tu ai ieșit pe ușă, nu le mai pot urmări. Înțeles. Și zice că nu are încă, nu se simte încă pregătită pentru ceea ce ziceți. Am înțeles. Deși ea zice că pe interiorul ei e ceva. Nu știu. Sunt oameni care aplică ceea ce noi auzim la tine, dar dacă e să vorbești cu ei despre asta, nu acceptă. Da, da. Cred că e cazul... Da. Știe, dar nu zic, știu și sunt... perfect de acord cu ce zici tu, dar eu nu le pot aplica. Nu zic, ceva parcă nu mă lasă, nu le pot. De-a zic că... Nimic, mai au nevoie de suferință. Ce acum? Cum te porți tu cu copiii tăi acum? Îi mai controlezi? Te mai super că au luat un 9? Te super când au luat un 8? 7. Nu? Nu mai... Nu mai reacționez orice notă, doamne... Ce bine. Că asta a fost problema ta. Și dacă la început a fost așa un an de curaj și teoretic, acum chiar nu. Acum chiar m-am eliberat eu și pe ei. Mulțumesc, așa mulțumesc Dumnezeu că e bine. De ce fug oamenii de această cunoaștere? Că apropo de ce ați întrebat. De ce fug? Ce-i de la această? Primul rând, nu acceptă sub iată poziția statutului. Nu acceptă poziția secundară. Da. O chestie care a auzit-o și ea. Zice, recunosc că sunt materialistă. Corect. Și am zis atunci, exact. Tocmai asta trebuie să pierzi, ca să poți să îi dai drumul și să poți să accepti ceea ce zice și îți că îi place. Îi place și omul ce îi are. Dar are suferință în viață? În casă? Da, mama este pe pat cu demență. Asta e. Din cauza atașamentului de materie a împins-o pe demență. Demența
Deci atât de puternică atașamentul de materie, așa de puternică trebuie să fie suferința pe care o are când mama ei este bolnavă de demență. Deci am pisos pe o boală de lungă durată. Mai ai dreptate când spui că oamenii nu vor, pentru că dacă au un statut financiar și o poziție socială bună, eu cunosc persoane care în convorbirea cu ea știe și acceptă anumite lucruri, însă în momentul când ating așa pe departe, nu direct, că trebuie să renunți la posesie, să te lași secundar, unde de altfel, da, mai lași un pacilor, dar nu e chiar așa, că noi nu putem să fim sfinți. Suntem mireni și Dumnezeu ne acceptă așa mireni. Ce chestie? Și... când noi sunt, de fapt, suntem sfinți. Dar îmi dau seama știm. Că ea știe, în fundal ea știe, de fapt, că așa este. Dar nu ar putea să renunțe la ce are. Nici dacă îi spui care sunt pierderile, nu mai de dincolo. Nu, pentru că nu le are. Dacă nu are... E greu să-i spui tu că se poate întâmpla așa. În momentul în care ești sus, nu poți să vezi. Mm-hmm. Toate că a trecut în momente grele, dar a revenit. Mm-hmm. Deci îți dai seama, când pleacă din lumea aceasta, va trebui să plece brutal. Că este așa de atașată de materie încât trebuie să aibă un accident ceva brutal, adică o boală, cancer. Deci ea se programează pentru boli grave. De acum, deci atașamentul de materie înseamnă boala gravă de mâine. Îți dai seama ce nimiloși sunt oamenii cu ei înșiși și cu viața lor. Nimiloși. Nu ar putea să o ajute pe mama ei, doar prin simplu fapt să detașeze de materie și da, să nu da, mai, da. Mai dorească. Reduce nivelul de demență sau dispare. Uite, aici avem cazul doamnei de la Craiova. Nu? Hepatita C de două ori pozitivă. Și când s-a dus la program, nu mai era. Și n-a făcut nimic deosebit decât a constatat că a judecat. Nu? Pe cine? Pe frate. Vedeți ce înseamnă? Deci judecata pe frate înseamnă o boală de lungă durată, aproape imposibil de vindecat, că nu cunosc, pentru că hepatita aceea este asemuită cu cancerul. Adică este o boală de lungă durată fără soluție. Asta înseamnă că judecata așa de gravă este încât trebuie să, că e judecata pe frate, pe cei apropiați. N-ai voie. Ce înseamnă o plecare din această lume neviolentă? Adică, deci violentă prin accidente, urâte, cancer sau stat la față? Durere, durere mare. Da, și în partea altă, sau nu există așa? Ba da, există. Spre exemplu, pleci din somn, păi în somn și nici nu știi că ai plecat, adică foarte, foarte ușor. Când vezi somn, este brutal sau este... Poftim? Este o plecare brutală? Când? Dacă mori, te desprinzi din somn. Nu, e ușoară. Ușoară. E ușoară. Da, ușoară. Să pleci în păcat cu familia în jurul tău? Da, da. Chestia cu soțul să o rezolvi. Nu? Eu? Nu, doamna. Păi ați avut. Da. Păi acolo trebuie să nu aveți critică pe el. Nu. Nemulțumire. Nu. Și v-ați dat seama că e un soț minunat. Da. Super. A fost că nu a avut el, n-a fost de vină cu nimic. Da. Că nu mai... Da, m-am văzut foarte mult. Eu nu înțeleg ce aveți cu bărbații, de ce vă să-i omorâți. Dacă n-ascultă de mine, n-ascultă de mine. De ce trebuie să asculte, că e invers? Păi încă cercetam ca pe... Ca un bun avion, nu știu cum, care trebuia să fie așa cum vreau eu. A, era posesie și da. Trebuia să fie cum... Da. Și se poate să fie cum vrea femeia? Păi nu se poate. Sunt,
Sunt foarte recunoscătoare pentru viața mea și pentru tot ce s-a întâmplat. Înțeles. Ușor, ușor am reușit, pentru că am dădeam seama că nu e din suflet, ușor, ușor am reușit să trec peste asta, cerându-mi iertare zi de zi. O maestră m-a sfătuit să fac asta și după ce am cerut iertare zi de zi, timp în care după ce ceream de iertare, îmi venea în cap și alte persoane cărora le greșisem, pe care îmi judecasem, gânduri de manipulare, de vicrenie față de diferite persoane și pur și simplu simțeam așa cum deschideam niște sertare cu ceva negru și ieșea, nu știu, parcă eliberam niște energii stagnante care vibrau acolo. Așa am perceput și am simțit o îmbunătățire a relației noastre în profunzime, așa. Așa, întâi de 8 martie a venit la doctor, de 1 martie, deși nu puteam împreună și avea viața lui. Adică am simțit așa un fel de prețuire și de respect. Și de atunci încolo am văzut minunea asta care s-a întâmplat, fără să vă răspunde absolut nimic și numai trimisând de gânduri de recunoștință și de iertare. Și foarte, foarte mult s-a schimbat cu timpul relația noastră, foarte mult, așa încât simt acum că este sufletul care m-a ajutat foarte, foarte mult. Și îmi dau seama ce iubită sunt de Dumnezeu, că omul chiar a făcut foarte mult pentru mine. Și împreună avem un copil minunat. Mulțumesc. Hai să vedem Bogdan. Lasă femeile. Din ce cauză femeia vrea să-și omoare bărbatul și copiii? Că în momentul în care îl atacă, înseamnă dorință de a ucide. Și când își atacă copiii, la fel, înseamnă că vrea să-i omoare. A fost introdus conceptul ăsta de feminism și a ieșit din supunerea. A pierdut supunerea. Da, și tot în momentul când ea critică, condamnă, e nemulțumită, îi crește masculinitatea. Și nu știe că supunerea înseamnă, de fapt, iubire. Da. Numai, deci dați energie. În momentul când femeia e supusă, nu mai are de ce bărbatul să o atace. O atacă cu nemulțumirea și critica din ea. Exact. Și mai e ceva, pentru că e lipită de material. Da. Pentru că femeia e cea care iubea mai mult și mai mult. Și faptul că e atașată de material, de aceea e nemulțumită. Exact. Corect. De ce e atașată de material? E făcut conexiunea cu divinul, ea e identificat, se identifică cu ei, cu materialul, cu avea, cu... Poate cu diavolul. Nu înțeles. Asta am făcut eu. Da? Cum am plecat eu în viață. Cum ai făcut? Ce pact ai făcut? Deci vino mai aici, în auzim. Am plecat în viață, într-o relație, în care nu mi-am iubit soțul. De la început? Da. Eu am plecat în viață pentru material, pentru bunăstarea mea, pentru confortul meu, pentru starea mea de bine. Deci la mine a fost o căsătorie din interes. Eu aveam impresia că iubesc, dar nu iubeam. Eu n-am știut să iubesc. Eu nu m-am iubit pe mine. Eu n-am știut să-mi iubesc propriul copil. Eu n-am știut ce este iubire. Eu am înțeles iubirea ca o stare de bine, ca o stare de a avea, ca o stare de a deține controlul. Și asta a însemnat că, da, eu am făcut un pact cu diavolul. Eu nu am fost cu Dumnezeu. Chiar dacă mergeam la biserică, am mers la biserică de la 29 de ani,
când copilul cel mare avea 3 ani, am început să merg la biserică, fiindcă nu mă mai regăseam ca om, nu știam cine sunt, nu știam care este rostul meu în această lume, nu găseam misiunea, am început să merg la biserică, m-am spovedit, mi-am ținut canoanele, ca să ajung la Sfânta Împărtășanie, fiindcă simțeam că ajungând la Sfânta Împărtășanie toată viața mea se va regla, totul va fi bine, dar eu mergeam din rău în mai rău, fiindcă eu nu lăsam atașamentele. Deci eu nu vedeam decât bani și bunăstare și călătorii și casa să fie și mașinile să fie și eu asta am urmărit toată viața. Și atunci era firesc să ajung azi la 52 de ani aici. N-am știut să iubesc oameni buni. Deci am mers la biserică de la 29 de ani și să realizez de-abia cu 2 ani că de fapt Dumnezeu e în mine și că eu mă duceam și întorceam genunchii în biserică rugându-mă la Dumnezeu și spuneam Doamne, dă-mi, Doamne, iartă-mă, Doamne, Doamne, dar eu nu făceam nimic, eu doar ceream. Eu ziceam doar Doamne, dă, Doamne, fă. Dar eu nu ofeream nimic oamenilor din lângă mine. Eu aveam impresia că îmi iubesc soțul, că îmi iubesc copiii, dar de fapt eu eram goală pe dinăuntru. Până acum 2 ani, când am făcut să ajung într-o școală de spiritualitate și să cumva să încep acele inițieri în care să-mi explic ce înseamnă botezul, ce înseamnă milungerea, ce înseamnă spovedania cu adevărat, ce înseamnă taina nunții, să ajung să mă întorc la fostul soț după 10 ani de la divorț. Copilul cel mic era de 2 ani la el, deci copilul cel mic a plecat la 14 ani la el, acum are 18. Deci cumva pandemia m-a adus în starea de a fi singură. El a venit să-mi ceară ajutorul, deci el până în ultima clipă, cred că și acum mă iubește, iar eu n-am știut să-i răspund cu aceeași iubire. M-am întors în acea familie, probabil pentru cel mic, m-am întors și tot n-am știut să-l iubesc. Eu m-am întors și din nou am vrut să dețin controlul. El, săracul, mi-a dat firma, mi-a dat tot ce am vrut. Deci eram proprietară din nou pe tot. Deci era ca și cum el știa ce vreau și a zis, uite, îi dau tot ce vrea, numai să mă iubească. Iar eu ajungând acolo și așteptările mele nu au fost așa cum mi le-am creat în scenariul minții mele, mă vedeam în pericol, nu mă vedeam în siguranță, creditele alea mă trăgeau în jos și spuneam că da, nu mi oferă siguranța zile de mâine omul ăsta, nu am de ce să stau lângă el, n-am de ce să-l iubesc. Și am plecat, oameni buni, după 10 luni. Am plecat! Deci, el e la Vrancea, eu sunt la Brașov. Când am plecat spre el, am lăsat totul, am plecat la demisie, am plecat, după 8 luni m-am întors în Brașov și ce să vezi, eu tot nefericită sunt. Eu tot mă regăsesc ca om. Fiindcă, și da, am luat-o de la zero, mi-am găsit iarăși job, am intrat iarăși într-un post bine plătit și am siguranța materială asigurată, dar eu tot nu simt că trăiesc, sufletul meu tot nu se regăsește. Fiindcă eu nu știu să iubesc. Eu încă îl caut pe Dumnezeu în afară, când El este în mine. Și a trebuit să ajung la tabăra de la sâmbătă, de, nu știu, acum o lună, două, nu știu, să-l ascult pe domnul Marius Ghidel și încet să mă recalibrez, să înțeleg care e esența, unde e Dumnezeu, ce... Și ca drept urmare ați văzut și astăzi.
Deci, trebuie să iubim orice ar fi. Ne risipim, mi se scurge viața. Nu-ți poți permite să pui afirmațiile astea la trecut? Nu l-am găsit pe Dumnezeu, adică prezentul nu-l conține. Că ești prezentul, da. Dar faptul că am ajuns în trecut, am folosit nou același timp și aceleași experiențe. Dar cumva acum am vorbit detașat de tot ce am vorbit. Acum ai înțeles. Acum... Da, la cuvintele îți vin. Da, fiindcă deja am văzut tot filmul trăit de mine și era firesc să folosesc expresiile astea. Cred că trebuie să fii mai concret. Ce înseamnă să iubești? Să ofer, să accept, să-L văd pe Dumnezeu în tot și în toate. Deja ai schimbat tot. Uite, ăsta e Dumnezeu. Nu în iubire, trebuie să iubesc. Nu. Da. Uite, eu acum mă duc acasă și ofer și dăruiesc. Da. Și da. Deja se schimbă. Eu numai cât eu spun deja. Bine, să ia telefonul și sunt pe soț. Da, așa e. Deci cuvintele astea te schimbă, dar concret. Da? Ieșim din sfera aia, ce a fost, ce... Nu mai contează, pentru noi toți a fost. Pentru toți care suntem aici, avem experiențele astea. Dar acum punem în practică. Oferim. Nu iubim, oferim, dăruim, acceptăm, jertfim. Slujim. Slujim. Dăm, mai cădem, ne ridicăm. Îi dăm un telefon soțului și băieților și le spunem că îi iubești. Eu știu ce am făcut? I-am dat telefon. I-am zis lui Marius când am fost la Voloneț. Când am zis la Voloneț, mă uitam la soțul meu și am zis, Doamne, toată viața mea am zis că eu n-am bărbat, că ești slab, că ești laș. Dar tu ai fost mai bărbat ca toți bărbații. Pentru că m-ai corectat, într-adevăr m-am corectat. Mm-hmm. Și când mi-am dat seama, am zis, te rog, iartă-mă, pentru că n-am știut, așa am fost, așa am văzut la mama, la bunica, la maică, la ce. Așa am văzut. Știi ce s-a mai întâmplat? S-a legat relația între soțul meu și soțul meu, pentru că și el, soțul meu, era manipulat la un moment dat de mama. Și atât de frumos s-au legat lucrurile acum care soțul meu cu tatălui niciodată nu stăteau de vorbă. Acum mi-am zis, Evic, eu iau pere și lui. Soacra mea e într-o judecată permanentă vis-a-vis de lucrul ăsta, cădea. Și zic, iau pere și stai de vorbă cu el și acceptă-l așa cum este, ieși din sfera aia. Și asta zic, înțelegerea. L-a schimbat pe soțul meu și el care când ne vedea fugea. Acum i-am plăcut cu poză și am arătat, uite și tu când tu ai vreo poză cu tatăl tău? Nu. Păi vezi ce înseamnă să erați respect. Respect și că îl lași să fie așa cum este el. Minunat. Și pentru ceilalți, deci nu se împrăștie iubirea asta. Deci cum crezi? Încă n-am știut să iubesc și iubesc. Cum? Uite asta, fac iau soțul, iau telefon și te rog iartă-mă, n-am știut. Chiar nu am știut. Și se schimbă la tine, în primul rând, ceva când faci asta. Și apoi transmiți și lui. Poți face asta? Poți? Da, da. Și la băieți? O să fac asta. Și mai spui că și în curând te sun din nou. În curând? Te sun din nou. Ah. Și vreau să spun din nou același lucru. Da, da, asta o să... Să vezi cum se schimbă tot. Sufletul, când vorbește, atinge celălalt suflet. Toți stau drepți în fața sufletului. Nu mișcă nimeni. Uite, soțul meu pleca și nu venea ca să spună, nu știa pe mine, nu simțea pe mine că eu sunt în retragere și că, într-adevăr, m-am oprit. Dar nu știu cum e, dar m-am auzit pe tine că spui, nu, el simte chiar de-ar fi la... Dar așa se întâmpla. Deci când două zile eram fierbântată mă și după aia nu mai puteam, nu mai aveam energie. Și atunci imediat, așa. Dar nu, locul nostru e altul. Nu e ceea ce vrem să fim, în legea față, control. Am fost în orgul, am fost în ego, am fost... Și am distrus tot acel. Asta a fost drumul, asta trebuie să trăim.
Cred că ați trebuit să primi. Nu? Și tu, nu e nimic întâmplător. Mă luăm de la cap. Pentru că am preluat. Eu de când m-am căsătorit am preluat lucrul ăsta. Mi-a fost imaginea mamei care trebuie să lupte pentru familie, că aveam senzația că se distruge dacă eu nu sunt așa. Și când am realizat, nu. Da, cred că trebuie să te gândești puțin și la copilul. Ai simțit iubirea mamei? Față de că eu am trecut printr-o chestie asta. De-abia am relatat perioada căsniciei. Dacă mă duc mai normal, e mult mai greu și mult mai dureros. Că am făcut-o, exact cum spui tu, eu am trecut printr-o vindecare din asta, acum foarte mulți ani, și m-au trimis la mămica mea și au spus că n-aveam neuronul de recunoaștere a iubirii. Deci când erai mic, dar nu că părinții se vie sau să dai. Nu, așa, atunci toată viața alergi după, iar un gol și alergi să umpli. Și zice că acum, de adevăr, neuronul ăla al iubirii, tot da Dumnezeu, că tot așa nu înțelegeam eu iubirea asta, de unde, care-i sursa. Și da, tot cu Dumnezeu e. Și merge să spunem, deci da, Dumnezeu la noi și vom la ceilalți. E așa, cumva, că asta e cu iubirea și cu nu știu ce, asta e o temă care văd că, în ultima perioadă bate recordurile pe toate canalele. Și toată lumea nu știe, dați ce e aia iubire. Păi astăzi ce? Eu am știut să răspund? Ce este iubirea? Nu știam să răspund. Păi, din copilărie, de când m-am născut, din toate amintirile pe care le am, știu că mama a divorțat. Știu că o bătea primul soț, care eu am considerat că e tatăl meu. Până la vreo 20 de ani am aflat că de fapt nu ăla era tatăl meu, că eu proveneam dintr-o relație a ei, dintr-o aventură a ei și ea s-a căsătorit cu acela care l-am considerat tată. Aveam 6 ani și a divorțat de presupusul meu tată și s-a recăsătorit cu un alt bărbat și acel bărbat în mintea mea era tatăl meu. Dar, de fapt, copiii râdeau de mine și îmi spuneau că nu este tatăl tău ăsta. Și eu am trăit cu rușinea, eu am trăit cu toate acele... Nu știu, sunt atât de multe. Am murit bunica la 6 ani, mi-am pierdut echilibru prin ea, mi-am pierdut dragostea, era singurul om pe care îl simțeam că mă iubește. Am rămas cu mama și tatăl adoptiv, dar ei se certau, el consuma alcool, o urmărea pe mama, tot timpul o judeca. Deci n-am văzut decât certuri, scandaluri, au venit surorile mele, deja eram 3, o viață destul de grea așa, nu știu, mama a pierdut casa, a pierdut apartament, a divorțat, ne-a cărat pe noi 3 din gazdă în gazdă, deci, nu știu, oameni buni, dar am trăit atât de multe și înainte să mă căsătoresc, mi-a fost foarte greu până să intru în relația asta. Am intrat așa cum am intrat. Era fuga mea de sărăcie, era fuga mea de nesiguranță și de viața e atât de greu de dus, ca și copil cu neajunsuri și nevoi, cu neavut ce mânca. Adică mi-amintesc în iarna când a plecat tata, mi-amintesc și acum cum mâncam untură pe pâine și cu murături, că n-aveam ce să mănânc. Și atunci când am ajuns la vârsta în care să mă căsătoresc, eu n-am vrut decât să am. Și Dumnezeu mi-a dat exact ce-mi doream. Ți-a dat? Nu. Te iubești? Da, sufletul meu. Tot Dumnezeu a fost acolo. Și atunci să vezi că nu e important. Că nu asta e important. A important cu pâinea, cu frură și cu... Da. Da, simplită. Ce bună e. Da. Tot s-a trecut prin urmă.
nu toate jucurile. De multe ori, zic că parcă am dat vremurile alea, parcă eram mai fericit atunci când nu aveam, aveam prea puțin. Da. De când acum am... Da. Și dacă în continuu a venit primul copil în viața mea, eu mi-am respins mama. De ce mă respinge fiul de 18 ani? Fiindcă eu mi-am respins propria mamă. Mama la un moment dat a intrat într-o relație cu care eu nu am fost de acord. Eu nu mi-am invitat mama la propria nuntă și atunci am pretenția să fiu invitată la majoratul fiului meu de 18 ani? Deci, ceea ce oferi, primești. Nu-ți respecti mama? Nu vei fi respectată de copii. Așa. Deci cu părinții trebuie face pace, face pace, da. Cum ai făcut tot tableul, Ivi? Da, 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 să știi că încă mai am, dar și eu cu asta, cu tema mea, cu familia mea. De vreo 2 ani am recunoscut că și eu cu familia mea trebuie să lucrez acolo. Să știi că prin procesul ăsta de pictură tu ai vindecat acolo în sufletul tău. Eu eram cu tata, dar cu mama eram bine cu tata. Dragilor, ne pregătim de tombolă, da? Să știți. Acum? Da. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și mi-au venit să răspund. Mulțumim frumos! Fiindcă mă simt eliberată. Păi de aceea și suntem aici. Și vorbesc cu ușurință acum despre mine. N-aș fi putut să vorbesc despre mine. Și am de povestit și de vorbit până dimineața. Da? Mai continuăm. Continuăm afară. La foc. Da. Mulțumesc.